Pe 15 aprilie a fost aprobată hotărârea de guvern pentru darea în administrarea Institutului Național al Patrimoniului a Casei Vârnav-Liteanu, imobilul înscris în lista monumentelor istorice a județului Suceava. Clădirea de patrimoniu urmează să parcurgă un amplu proces de restaurare și să devină un centru de pregătire pentru restauratori. Casa boierească ridicată în secolul al XVIII-lea este o donație a unui descendent al domnitorului Moldovei, Ioniță Sandu Sturza, către Ministerul Culturii, care a încheiat un contract de donație cu proprietarii și care a fost autorizat să accepte donația cu sarcini a acestui imobil. Prin hotărârea Guvernului României din ședința din data de 21 mai, clădirea de patrimoniu urmează să parcurgă un amplu proces de restaurare și să devină un centru de pregătire pentru restauratori, coordonat de INP, care să contribuie la dezvoltarea și consolidarea meseriilor implicate în protejarea patrimoniului arhitectural, dar și la specializarea profesioniștilor din muzee și instituții de cercetare.